Se anunță temperaturi de foc. Telormanul se află sub cod galben de caniculă până pe 16 iulie. În unele zone din județ, termometrele vor arăta chiar și 40 de grade Celsius, iar riscul de producere a incendiilor este așadar unul crescut. Inspectoratul pentru situații de urgență Telorman transmite mai multe recomandări populației cu privire la ce ar trebui să facă în zilele caniculare. Nu utilizați foc deschis în zonele cu vegetație uscată sau în apropierea altor materiale combustibile. Nu expuneți la soare sau în zone supraîncălzite recipiente, rezervoare sau ambalaje ce conțin lichide inflamabile sau gaze sub presiune. Restricționați orice activitate din care ar putea rezulta producerea unui incendiu. Nu le permiteți copiilor să se joace cu focul. Solicitați imediat sprijinul pompierilor în cazul în care observați izbucnirea unui incendiu ce poate pune în pericol viața, bunurile materiale sau mediul înconjurător pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Valorile extreme pot duce la afecțiuni asociate căldurii excesive, de la crampe, deshidratare până la epuizare sau chiar leșin. Valurile de caniculă instalate pe perioade lungi de timp sunt foarte riscante pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor cu boli de inimă sau tensiune arterială, al copiilor sau al bătrânilor. Evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare. Purtați haine lejere, beți suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător, consumați fructe și legume proaspete, nu lăsați copiii singuri în autoturisme. Inspectoratul pentru situații de urgență Telorman recomandă de asemenea să alternăm perioadele de lucru cu cele de repaus.